Și mergem acum la malul Mării, acolo unde pregătirile sunt întoi pentru începerea sezonului estival. Pentru că în ultimele luni deschiderea restaurantelor a fost condiționată de rata de infectare, patronii au renunțat la mulți dintre angajații pe care nu mai aveau din ce să-i plătească. Acum când noul sezon bate la ușă, se văd nevoiți să găsească rapid forță de muncă. Reporterul Observator, Andreea Filip, a vorbit deja cu o parte dintre angajatorii de la malul Mării. Bună ziua, Andreea! Ce locuri de muncă sunt disponibile pe litoral și care ar fi salariile? Bun găsit! Oamenii din turism au nevoie de angajați acum la debutul sezonului estival. O cameristă câștigă 2500 de lei, la recepție între 2500 și 3500 de lei, un ajutor de bucătar undeva la 4000 de lei, iar un bucătar poate ajunge și chiar depăși salariul de 6000 de lei. Noi suntem pe o plajă din Năvodari, aici. Acum comanda ar dura câteva minute, 2, 3, poate 5 minute, însă la vară cu siguranță va dura mult mai mult, pentru că patronii de beach baruri, de restaurante, terase și hoteluri ne spuneau că au în momentul de față doar 50% din forța de muncă de care ar avea nevoie în acest sezon estival. Aici, de exemplu, băiatul pe care îl vedeți în imagini este DJ, dar acum își ajută proprietarul beach barului și la amenajarea și reamenajarea locului de plajă. Oamenii din turism au și un plan B, spun că și anul acesta vor aduce forță de muncă necalificată din străinătate, iar cei mai mulți dintre astfel de angajați vor veni din Sri Lanka.